Este vorba despre sceneta La doctorul microbist, cu Vasile Muraru și Valentina Fete. Hai rapidul, hai rapidulețul, hai rapidul, hai rapidul, la veci, toată lumea la veci, la stadion! Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua, la revedere! Domnul doctor, vă rog, din suflet, dacă sunteți bun! Nu sunt bun, sunt grăbit. Domnul doctor, vă rog, din suflet, aștept pe culoar de două ore, da, de două ore. Da, să fii sănătoasă, să fii sănătoasă. Dacă eram eu sănătoasă, nu mai veneam la doctor, mă duceam și eu la coafor. Da, să fiți coafată, să fiți coafată. Domnul doctor, vă rog, din suflet, nu vă supărați, am niște probleme așa de mari. În timp ce vă îmbrăcați, poate îmi dați o poate. Domnul doctor, să vedeți. Deci, domnul doctor, când târzie începe meciul și e jale. Domnul doctor, deci să vedeți dumneavoastră. Deci eu când mănânc... Da, foarte simplu, nu mânca. Da, mă rog, nu prea, nu mai mănânc. Dar să vedeți, domnul doctor, domnul doctor, dar eu și când dorm, eu când dorm... Nu dormi. Da, mă rog, nu prea mai dorm în ultima vreme, dar vedeți dumneavoastră, domnul doctor, eu când mă plec, deci mă ia... Nu te-a plecat. Deci să nu mă plec. Mă rog, nu mă mai aplec, dar vedeți dumneavoastră, eu și când ridic piciorul... Nu ridica. Da, extraordinar ce a evoluat medicina asta. Domnul doctor, dar să vedeți dumneavoastră, eu și când respir... Asta e culmea, domnule, nu se poate așa ceva. Cum aveți un pic, vă doare ceva, cum fugă la spital? Cum dați buzna în cabinetul omului pentru un flec de guturai? Pentru un flec de guturai ne dați peste cap cu topă, dar avem și noi, ne așteaptă cineva, avem și noi problemele noastre personale, e stadionul plin și începe și... Uite, chiar dacă suntem doctor, poate trebuie să mergem și noi să vedem un doctor în fotbal care face, care drege, care... Și uite că începe meciul și asta numai din cauza dumitale, eu nu o să ajung din cauza dumitale, doamna... Inspector! Doamna inspector! Da. Rușine să... Inspector, ați spus? Inspectare, dumneavoastră inspectați? Da. Adică, de ce stați? De ce nu poftiți la consultație? Da. Se poate ceva? Imediat, vă rog să ocupați un loc. Da, nu e cazul, domnul doctor. Vă rog să ocupați un loc, să începem o consultație imediat. Da. Nu vreau să vă deranjez, domnule. Dar dumneavoastră parcă ziceați așa că pentru un fleac de guturai să nu vă... Guturaiul fleac? Doamne, guturaiul fleac. Cine-i patrupedul care a spus asemenea gogomănie? Cum sunt guturaiul? O boală mondială, un pericol mondial? Meciul ăla pe care l-aveați dat, toate meciurile sunt bândute, toate sunt aranjate, toate... Ce meci, da? Nu mă interesează, vă rog, doamna inspector, să luați un loc, doamna inspector... General! Luați două scaune, doamna inspector general! Da, nu vreau să deranjez, parcă dumneavoastră... Părați așa grăbit. Grăbit? Păi, dar de ce eram grăbit? Grăbit să vă consult. Începem imediat consultația. Da. Ia, spuneți, 33? Da. 33? 33? Nu se aude. Nu se aude că nu se aude de la mine. Da. Grăbit să vă consult, pentru că ce păzim noi aici? Ce păzim? Guturaiul. Vai de mine, dacă ai un guturai, da. Doamne, te sui în tramvai, da. Și la doctor dai... Ce să dai? Buzna. Buzna să te consulte, să-ți dea un tratament, să-ți... Dea o prescripție, să dea o trimitere la un sanatoriu. Da, nu trebuie, domnul doctor. Pentru dumneavoastră, sanatoriul va fi în Elveția. Unde? În Elveția! Pentru că asta meritați de asta, care e vorba aia, ne inspectați pe noi de la Ministerul Sănătății. Nu, domnul doctor, trebuie să vă spun, deci eu nu sunt de la Ministerul Sănătății. Eu sunt inspector la RATB. La? Mă rog, STB, cum îi zice acum, STB. Da, inspector acolo sunt. De STB? Da. Adică cu tramvaiele? Da, cu transportul în comun. Nu sunteți la direcția de sănătate? Nu sunt la direcția... Da. Direcția ușă. Poftiți? Direcția ușă, vă rog foarte mult, gata, hai, ieșiți, vă rog. Ia uite, domne, ce poftea dumneai, sanatorul în Elveția, nămolul s-a apropiat de la Amara, nu-i priește, doamne. Doamnă, vă rog, să deschid ușile, coborârea spre afară, spre hol, vă rog. Da, bine, mă duc aici pe hol aici, dar domnul doctor, știți, aici pe hol, eu o să stau un pic să-l aștept pe soțul meu. Ia uite, n-am știut că
la mine e sală de așteptare, domnule. Nu vă supărați. Extraordinar. Să nu cumva să vă dau și o cafea? Da, da, o brioșe, poate o brioșe, poate niște majorete ca la bă, bai de mine. Pentru cine? Pentru soțul meu? Nu reprize. Trebuie. Și un covor roșu. Doamne, ferește. Un covor roșu să-i punem, să vină domnul? Da, ai, nu, nu, bine, nu, nu trebuie. Ba, nu trebuie, pentru că, pentru că soțul meu e modest. E modest, deși el e dita mai directorul în Ministerul Sănătății. Iar chiar e în Ministerul Sănătății. Mă duc aici, pe hol. Cum să vă duceți? Pe hol aici, mă duc. Dar de ce? De ce n-ați spus, poftiți la consultație? Da, nu trebuie. De ce n-ați spus de la început, stimată? Doamnă, de ce n-ați spus de la început că Ministerul Sănătății se poate așa ceva? Da. Stați puțin, stați puțin să vă iau pulsul. Dar nu trebuie să iau un loc, eu nu vreau să iau loc. Nu luați loc, dar vă rog foarte mult, știți ceva? Până vine domnul scaun, stați pe scaun aici. Stau pe scaun, mai bine nu stau pe scaun. Să stau pe scaun, stau pe scaun sau nu? Vreau să vă întreb așa, cu scaunul cum stați? Poftiți? Aveți scaun normal sau scaun mai... Scaun de soție, de director general în Ministerul Sănătății, ce poate să fie? Vă fac o cropocultură, imediat o cropocultură. Nu trebuie, domnul doctor. Până vine domnul director general. Nu, a fost. Ce-a fost? A fost director general până mai ieri. Ah, și nu mai e director general? Ah, nu mai e. Vă rog afară imediat. Ce n-ați spus de la început că nu mai e director general? Păi, nu mai de e. De, stai puțin. Deci nu mai e director general pentru că a fost numit aici. Cum aici? A fost numit aici. Ce aici? Cum a aici? A fost numit aici șef al policlinicii. Nu. Ce fac policlinicii? Da. Ce policlinicii la noi? Da. Da, vai de mine, ce îmi spune, domnule. Vai, ce bucurie. Ce fericire. Da, să vedeți că soțul meu... Să începem consultația imediat, începem consultația. Nu, dar să vedeți că soțul meu... Da. Soțul meu? Da. Ce? A, șeful nostru, care este un om extraordinar. Da, el este, dar nu-l cunoașteți, că soțul meu, așa? Deci nu a primit postul, deși a fost numit aici, el nu a primit postul. Nu a primit postul? Nu. Nu a primit postul? Auzi ce băiat dumneai, vă coprocultură, adică să-mi bag eu nasul în cultura dumitale. Doctor, dar eu n-am insistat din apostrații. De ce n-a primit postul, doamnă? N-a primit postul? Pentru că el, cum să vă explică dumneavoastră, nu putea să ia locul tatălui meu. Deci de-aia nu a primit postul, pentru adică că tatăl meu... Tatăl dumitale? Dar nu se face așa ceva în familie. Tatăl dumitale? Da, tatăl nu se face așa ceva în familie, pentru că tatăl meu este șeful policlinicii de aici, de la... Tatăl dumneavoastră? Da, domnul doctor Ionescu este tatăl meu. Nu. E tatăl meu, tatăl meu este domnul doctor Ionescu, care este șeful policlinicii. E tatăl meu. Cum să fie tatăl? Nu, tatăl meu este tatăl meu. E tatăl meu. Cum? E tatăl nostru. E tatăl policlinicii. Tatăl policlinicii, vai de mine. Tatăl nostru, care e șeful policlinicii, te rog să ai grijă de noi să... Unde-i Dumnezeu? Alo? 112? Dom'le, trimite-ți urgent o salvare. Domnul doctor, nu trebuie salvare pentru mine? Nu, pentru mine. Veniți urgent să ridicați un cadavru. Cum? Cine vorbește? Mortul, domne, mortul. Niciun mort, domnule. Nu există mort niciodată între actorii noștri minunați de revistă, care sunt întotdeauna vii, pentru că îi menține vie revista românească, comedia, sceneta și mai ales publicul iubitor de astfel de gen revoistic. Vasile Murar, Valentina Fătu, a fost și pe la doctor Microbist. Se mai poartă încă șmecheria asta și în zile se poartă. Păi cum să nu fie dacă atâta timp cât... Se vorbește? Cât există suporte? Există microbul. Corect, microbul ăsta niciodată. Noi nu o să scăpăm. Nu moare, nu pierde.